Salutare și bine ați venit la un nou episod. Azi o să vorbim despre temperatura corectă a frigiderului. Care este temperatura corectă a frigiderului? Bine, acum depinde de anotimp. Aici este problema. Ok, azi am vrut să setez temperatura corectă a frigiderului și nu mai țin aminte. Păi erau 3 grade, 5 grade, 2 grade, pe timp de vară vorbesc. Nu mai știam. Și că am căutat pe YouTube. Și, surpriză, nu am găsit absolut nicio informație despre treaba asta. Atunci, mi-am luat inima în dinți și am googlit. Da, adică am căutat pe Google. Și ce credeți că am găsit? Am găsit niște informații foarte, foarte sigure. Pentru că sunt de la producătorii de frigidere. Păi haideți să vă spun. Pe timp de vară, trebuie să setăm o temperatură între 2 și 3 grade. Eu am setat la 2 grade jumate. Să nu fie nici ca mine, dar nici ca ei. Ok. Pe timp de iarnă, între 3 și 4 grade. Probabil că o să setez undeva la 4 grade, mă mai gândesc, aia vine până la iarnă. Ok, deci pe timp de vară trebuie să fie setată temperatura între 2 și 3 grade și pe timp de iarnă între 3 și 4 grade. Perfect, am rezolvat-o cu frigiderul. Dar cum rămâne cu congelatorul? Acolo e altă treabă. Acolo îi recomandă să reglezi undeva la între 12 și 20 de grade. Stop. Nu-i bine. Că nu-i cuptor. E congelator. Deci, pe timp de vară, trebuie să setăm congelatorul între minus 12 grade și minus 20 de grade. Perfect. Iar pe timp de iarnă, stricam la fel. Între minus 12 grade și minus 25 de grade. Avem o marjă mai mare. Perfect. Acum că ați aflat și chestia asta, nu uitați să dați un like și un subscribe, dacă v-a plăcut. Dar să dați subscribe cu clopoțel, să fiți notificați atunci când încarc următorul episod. Ok, cam asta a fost pentru episodul de azi. Eu vă salut și ne revedem în următorul episod. Ciao!